De stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, înstenuate domnule Alexandru Murișan, șef adjunct de misiune, ministru plenipotențiar Ambasada României în Republica Moldova, înstimate domnule Cătălin Harnage, director general RoAid, înstimată doamnă Nidina Abazzada, reprezentantă rezidentă UNFPA Moldova, stimați reprezentanți mass media, stimați colegi, bună ziua! Am o deosebită plăcere să vă salut la acest eveniment, eveniment de donație de echipament de protecție anti-COVID-19 pentru personal medical a cabinetelor, a rețelei de cabinete de planificare familiei din Republica Moldova și pentru personal medical a Centrului de Planificare a Familiei și Genetica Medicală a Institutului Mamei și Copilului. Echipamentele livrate astăzi cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, în baza contribuției financiare în mărime de peste 27.000 de dolari a Guvernului României prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României, RoAid, reprezintă un exemplu de solidaritate și susținere pentru personalul medical din aceste instituții. Sănătatea reproducerii și genetica medicală sunt domenii prioritare de care depinde sănătatea generală a populației. Comportamentul reproductiv sănătos asigură un impact pozitiv semnificativ asupra generațiilor următoare. Bunurile livrate vor permite ca să fie asigurată continuitatea acordării consultațiilor medicale specializate în sănătatea reproducerii și genetica medicală în condiții de siguranță, fiind acoperit necesarul în aceste materiale de protecție pentru întreg anul 2021. Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și RoAid au susținut dezvoltarea serviciilor de prevenire a cancerului de col uterin în Republica Moldova, inclusiv serviciile de colposcopie în cadrul Centrului de Colposcopie, ce a fost înființat la Institutul Mamei și Copilului în anul 2019. Totodată, datorită unui proiect moldoromân în anii 2014-2017, au fost reabilitate complet, inclusiv dotare cu mobilier circa 10 secții din cadrul maternității, clinicii de pediatrie, Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică Natalia Gheorghiu al Institutului Mamei și Copilului. În numele colectivului Institutul Mamei și Copilului și tuturor pacienților, aș dori să aduc sincere mulțumiri Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA, Guvernului României, Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României, pentru generozitate și implicare pe parcursul anilor în realizarea mai multor proiecte de cadrul Institutul Mamei și Copilului. Mulțumesc foarte mult! În continuare, permite să ofer cuvântul doamnei secretar de stat a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamnei Tatiana Zatyk. Mulțumesc, domn director, bună ziua tuturor, onorată asistență, stimați colegi. Asistăm astăzi încă la un eveniment de solidaritate cu populația țării noastre. Avem... Mai jos. Așa este. Așa. Da, mulțumesc. Statul român, ca totdeauna, este alături de noi, la fel este alături de noi și Fondul ONU pentru Populație și aceștia vin cu un suport esențial pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova. Serviciile de sănătate sexuală și reproductivă sunt servicii esențiale care se acordă pe tot parcursul pandemiei. De aceea, acest lot, această donație de echipamente de protecție pentru personalul medical care activează în centre de sănătate a reproducerii sunt foarte importante pentru sistemul de sănătate. Acestea vor contribui la protecția celor care activează în sistemul de sănătate și vor contribui la asigurarea unui acces universal la servicii de sănătate a reproducerii și sănătate sexuală.
serviciile de planificare a familiei, serviciile de contracepție, serviciile de screening cervical sunt esențiale pentru populație și vin să contribuie la îmbunătățirea sănătății populației și la îmbunătățirea indicatorilor demografici din țara noastră. Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor internaționali, Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație, pentru acest lot de ajutor de echipamente de protecție care a fost procurat pentru Centrele de Sănătate a Reproducerii și pentru Institutul Mamei și Copilului, pentru contribuția financiară, mulțumiri enorme Agenției de Cooperare Internațională și Dezvoltare a României, Ambasadei României în Republica Moldova, pentru acest suport continuu care este oferit sistemului de sănătate. Și această zi în care a fost adus acest echipament de protecție este o zi importantă pentru sistemul de sănătate și va veni cu îmbunătățiri și cu protecție pentru cei care activează în sistem. Vă mulțumesc mult și sperăm foarte mult la o colaborare frumoasă și în continuare și suntem deschiși pentru tot ce contribuie la îmbunătățirea sistemului de sănătate din țara noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna secretar de stat. În continuare, permiteți să ofer cuvântul domnului Cătălin Harnagea, director general RoAid, Agenție de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României. Domnul Cătălin. Excelențele voastre, stimată audiență, Agenția Internațională pentru Cooperare și Dezvoltare a României ne este pentru prima oară alături de Institutul Mamei și Copilului. Avem o colaborare veche, nu foarte veche, fiindcă agenția a apărut acum 4 ani de zile, dar împreună cu conducerea Institutului, cu domnul director, am reușit, zic eu, să facem niște lucruri bune în interiorul Institutului Mamei și Copilului. Alături de dotările care au venit în secțiile specializate ale Institutului, împreună cu UNFPA, din 2018 am reușit, zic eu, să ajutăm și prevenția unor boli incurabile, și anume a cancerului. În 2018 am sprijinit împreună cu UNFPA dotarea Institutului pentru echipamente de screening și de detectare a cancerului de col uterin. Sper să reușim anul acesta, tot împreună cu UNFPA, să aducem echipamente și tehnologie pentru detectarea cancerului cervical. Relația pe care o avem în Republica Moldova cu UNFPA este o relație importantă și consistentă și anii viitori ne bazăm pe această relație și de asemenea suntem hotărâți să sprijinim în continuare sistemul de sănătate al Republicii Moldova, așa cum România a făcut până acum. Sigur că 2020 nu a fost un an foarte norocos pentru foarte mulți dintre noi, nu a fost un an care să ne permită să spunem un sprijin mai consistent în privința resurselor pe care am fi putut să le acordăm Republicii Moldova, dar anul acesta și anul viitor suntem hotărâți, agenția, să contribuie mult, mult, mult mai eficient la ceea ce Republica Moldova dorește și să rezolve într-un fel
să zic, problemele care țin până la urmă de sănătatea populației. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și țin să subliniez faptul că agenția va fi prezentă, deschisă la orice propuneri, nu numai pe domeniul de sănătate, al oricărora dintre organizațiile neguvernamentale sau autoritățile din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Domn director general, mulțumesc foarte mult pentru ajutor, pentru proiecte care deja au fost realizate în Institutul Mamei și Copilului și sunt sigur că încă o să avem proiecte foarte frumoase pentru dezvoltarea sistemului medical în Republica Moldova și în Institutul Mamei și Copilului. În continuare, stimați colegi, permite să ofer cuvântul doamnei reprezentante rezidentă UNFPA Moldova, doamnei Nighina Abazzada. Doamna Nighina. Mulțumesc. Thank you very much. Dear Ms. Tatiana Zartik, the State Secretary of Ministry of Health, Labor and Social Protection, Mr. Catherine Harnaji, the Director of RO8, Mr. Alexandru Murașan, the Deputy Chief of the Mission of the Romanian Embassy in Moldova, Dr. Sergiu Glodean and the other health professionals from the Mother and Child Institute and media representatives. UNFPA, the United Nations Population Fund, is the UN agency for sexual reproductive health and rights. And we stand for the rights of each and every person in the world and in the Republic of Moldova, regardless of age, ethnicity, health condition or place of residence. So everyone has equal access to timely, safe, and quality sexual reproductive health services, which are essential for having healthy and productive lives. Dragă doamnă Tatiana Zatic, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, domnule Cătălin Harnage, director al RO8, domnule Murășan, șef adjunct de misiune al Ambasadei României în Republica Moldova, domnule Gladun și dragi specialiști din sănătate la Institutul Mamei și Copilului și reprezentanții instituțiilor mass media. UNFPA, agenția ONU pentru este agenția ONU pentru sănătate și drepturile sexuale și reproductive. UNFPA susține drepturile fiecarei persoane din lume și din Republica Moldova, indiferent de vârstă, etnie, stare de sănătate sau locul de reședință, pentru a avea acces egal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, care să fie sigure, de calitate, oferite în timp util și care sunt esențiale pentru o viață sănătoasă și productivă. Unfortunately, the COVID-19 pandemic had a devastating impact on the health system and around the world and including in the country, and especially for the reproductive health services as well. Din păcate, pandemia de COVID-19 a avut un impact devastator asupra sistemelor de sănătate din întreaga lume și din Republica Moldova, iar asistența medicală în domeniul reproducerii nu a fost o excepție. A UNFPA analysis of the COVID-19 impact in the first year of pandemic, which was released globally in March this year, estimated the number of 12 million women who have experienced disruption in accessing to family planning and reproductive health services, becoming this a life-saving matter for those who needed immediate assistance. În urma unei analize realizate de UNFPA în domeniul impactului COVID-19 în primul an al pandemiei, rezultatele care au fost publicate la nivel global în luna martie acestui an, s-a arătat că estimativ 12 milioane de femei s-au confruntat cu dificultăți în accesarea serviciilor de planificare familială, în accesarea serviciilor de sănătate reproductivă, rezultând în situații în care aveau nevoie de servicii, fiind vorba de o chestiune de salvare a vieții pentru a beneficia de asistență medicală. Dear partners, I'm happy to acknowledge that in the Republic of Moldova, the great effort of the health authorities in conjunction with development partner support ensured a continuous support and a continuous access of population to reproductive health services even during the COVID-19 pandemic. Îmi pare bine să constat că în Republica Moldova, eforturile mari ale autorităților din domeniul sănătății împreună cu sprijinul partenerilor de dezvoltare au asigurat un acces continuu al populației la serviciile de sănătate a reproducerii în timpul pandemiei de COVID-19. Now it is important to further maintain these efforts and ensure that the health personnel from the network of reproductive health cabinets
from all over the country continue to deliver their medical assistance in safe environment, being protected from the risk of COVID-19. Acum este important să menținem în continuare aceste eforturi și să ne asigurăm că specialiștii din rețeaua cabinetelor de sănătate a reproducerii din toată țara continuă să presteze servicii medicale într-un mediu sigur, fiind protejați de riscul de infecție cu COVID-19. I want to take this opportunity to sincerely appreciate the long partnership with of UNFPA with the government of Romania, which led to multiple benefits along the years to the health system of the Republic of Moldova, including the strengthening of the cervical cancer prevention services at the national level, overall support to the health system, and saving lives of many, many women in Moldova. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a-mi exprima sinceră apreciere față de parteneriatul de lungă durată al UNFPA cu Guvernul României, care a dus la beneficii multiple de-a lungul anilor pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova, inclusiv pentru consolidarea serviciilor de prevenire a cancerului de col uterin și sprijinul general oferit sistemului de sănătate, salvând astfel viețile multor femei. Today's event is the great example achieved within this partnership, and I want to extend my personal gratitude to the Roya team for their commitment and dedication to make this donation possible, and coming actually all the way from Bucharest to Chișinău for this specific event. Evenimentul de astăzi este un alt rezultat extraordinar obținut datorită acestui parteneriat și vreau să-mi exprim personal recunoștința față de echipa RoAid pentru angajamentul și dedicația acesteia pentru a face posibilă această donație și pentru călătoria pe care ați realizat-o tocmai de la București până aici pentru acest eveniment. I'm also pleased to highlight that UNFPA supports the network of reproductive health cabinets from the date of their establishment by the Ministry of Health, Labor and Social Protection. And those cabinets are available all over the country, and this is the place where women and men of all ages can receive wide range of reproductive health services, including family planning, contraception, HIV and STI prevention, antenatal and postnatal care, reproductive cancer prevention, counseling and care for infertility, clinical management of rape and intimate partner violence, services for sexual health and well-being that help them fully enjoy their sexual reproductive rights. Îmi pare bine să remarc că rețeaua de cabinete pentru sănătatea reproducerii a fost înființată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale și este susținută de UNFPA de când aceasta a fost înființată. Această rețea este răspândită în toată țara și femeile și bărbații de toate vârstele pot accesa în cadrul acestor cabinete o gamă largă de servicii de sănătate a reproducerii, inclusiv servicii de planificare familială și contracepție, prevenire HIV și ITS, îngrijire prenatală și postnatală, prevenirea cancerului al sistemului reproducător, consiliere și îngrijire pentru infertilitate, management clinic al violului și violenței din partea partenerului intim, servicii pentru sănătate sexuală care ajută pe femeile și bărbații din țară să se bucure de plin de drepturile lor sexuale și reproductive. I'm confident that the personal protective equipment donated today to all reproductive health cabinets and the Center of the Reproductive Health and Medical Genetics of the Institute of Mother and Child will help them to deliver quality services in safe and secure environment. Am încrederea că echipamentele individuale de protecție donate astăzi tuturor cabinetelor de sănătate a reproducerii din Republica Moldova și Centrului de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală al Institutului Mamei și Copilului vor fi utile la oferirea serviciilor de calitate într-un mediu sănătos și sigur. UNFPA is committed to further work hard in partnership with Romanian government and actors to support the government of Moldova in ensuring the continue of the quality reproductive care during the COVID-19 pandemic and beyond, of course. Thank you very much, dear colleagues. UNFPA își declară angajamentul de a munci în continuare din greu și sprijini Guvernul Republicii Moldova pentru a asigura continuitatea prestării serviciilor de calitate de sănătate sexuală și reproducere în timpul pandemiei de COVID-19 și nu numai. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, colegi, onorată asistență. Pe final, permit să menționez faptul că Institutul Mamei și Copilului este responsabil de repartizarea acestui ajutor umanitar, acestor echipamente de protecție, măști, viziere, mănuși, pentru 47 cabinete de planificare familiei din Republica Moldova
și vreau să vă spun că o să facem acest lucru în cel mai scurt timp. Încă o dată, stimați colegi, permis să spun cuvintele de mulțumire pentru UNFPA, pentru RoAid, pentru ambasada României în Republica Moldova, guvernul României, pentru acest ajutor, pentru aceste echipamente de protecție care sunt foarte necesare pentru Institutul Mamei și Copilului, pentru colaboratori a cabinetelor de planificare familie din Republica Moldova în perioada asta de pandemie. Pe nota asta pozitivă, permiteți să închidem acest eveniment de astăzi. Mulțumesc foarte mult!